Există situații în care gripa evoluează ca o viroză respiratorie comună, cu o simptomatologie minimă, dar există și cazuri în care gripa poate avea o evoluție severă. Este vorba în mod special de vârstele extreme, copii mici, sugari, sau pacienți vârstnici, care de asemenea pot prezenta și alte comorbidități. Dat fiind că acest virus are un tropism respirator pulmonar, există situații complicate cu pneumonie, insuficiență respiratorie și în unele cazuri gripa poate evolua chiar către deces. De aceea este important ca în cazul unei simptomatologii zgomotoase, pacienții să se prezinte inițial la medicul de familie pentru o primă evaluare sau în cazul în care există complicații să se prezinte în serviciile medicale de specialitate.